Sindicatul Mine Energie Oltenia și-a exprimat îngrijorarea față de decizia conducerii Complexului Energetic Oltenia cu privire la trimiterea în șomaj tehnic a peste 2500 de salariați. În replică, Ion Rușeț, șeful Departamentului de Relații cu Comunitatea din cadrul CEO, susține că sindicatele trebuie să înțeleagă situația neplăcută în urma căreia angajații trebuie să stea acasă o perioadă pentru ca situația financiară a companiei energetice să nu se deterioreze. S-a ajuns în această situație din cauza stocului mare de cărbune comparativ cu livrările mici existente. Gabriel Căldărușe, președintele SMEO, susține că se vor căuta soluții pentru rezolvarea problemelor din sistemul energetic. Pentru a păstra locurile de muncă și ca lucrurile să funcționeze normal în sistemul energetic, lucrurile s-ar rezolva. Dar și așa vă spun sigur, la sfârșitul săptămânii viitoare, după mijlocul săptămânii viitoare, acestea, este Congresul Blocului Național Sindical și eu sunt sigur că împreună cu domnul Costin, președinte Blocului Național Sindical, cu domnul Pisc, vom reuși să rezolvăm aceste probleme. Șeful Departamentului de Relații cu Comunitatea din cadrul CEO Ion Rușeț susține că situația ar putea fi mult mai gravă de atât. Nu este plăcut nici pentru angajator, nici pentru angajați această acțiune a șomajului tehnic. Din păcate, acum este necesară. Dacă nu înțelegem că trebuie împreună să facem efortul pentru a trece peste această situație grea, sigur, pot să existe noi mult mai negri care se abate asupra acestei companii. Unitățile prestatoare din cadrul Complexului Energetic Oltenia ar putea fi afectate de șomajul tehnic. Dacă este doar pentru 5 zile încetată activitatea în Complexul Energetic, să ne permitem să intrăm în concediu de odihnă sau șomaj tehnic și noi. Câți oameni aveți pe zona Motru? Pe zona Motru sunt în jur de 560 de persoane, dar acum ei nu o să intre toți, pentru că sunt activitate de PSI care o să meargă în continuare, o parte din cei care sunt pe partea de curățenie ben și, de fapt nu curățenie ben, curățenie interioară, exterioară, o să lucreze o perioadă între ei. Acum nu știu, pe ferate uzinale sigur o să lucreze. Angajații Complexului Energetic Oltenia vor sta în șomaj tehnic timp de 5 zile în perioada 6-10 iulie.